La vita e bella de Radufe Alexandru. Regia artistică Vlad Cristache. Bună seara, dragi ascultători! Bună seara, dragi prieteni! Bună seara, doamnelor și domnilor! Ne bucurăm că suntem din nou împreună, că ați răspuns ca de fiecare dată invitației noastre. Iată că a sosit și ediția cu numărul 100 Centenarul A emisiunii noastre Ghid nu i așa? Ghid practic pentru fericirea în cuplu Împreună în al nouălea cer Gastele dumneavoastră cu care v-ați obișnuit deja Prietenii dumneavoastră din Eter <laughs> deja V-au pregătit o surpriză cu ocazia ediției cu numărul 100 Centenarul <laughs> <laughs> Și anume, lansăm ghidul practic pentru fericirea în cuplu Împreună, împreună în, în al nouălea, nouălea cer. cer Acum și carte Oferită de editura noastră, editura Heaven. Heaven. Al nouălea cer Nu este doar un titlu, doamnelor și domnilor Este o cale Numai animați de același crez Putem realiza lucruri importante Și nu oricum, numai împreună, împreună. Eu, Eu, tu, tu noi. noi Autorii acestei cărți Soția mea, Mona Soțul meu, Dorel Soțul meu, Bogdan Soția mea, Mariana au descoperit rețeta fericirii? În doi. Așa vedem noi lumea. Simplu. Eu, tu, noi. Acum spicuind puțin din acest ghid practic pentru fericirea în doi. Fii sincer cu ea. Fii sinceră cu el. Amintiți-vă că sunteți suflete pereche. Și nu uitați să practicați și contactul vizual cu partenera, cu partenerul tăcerea e de aur, doamnelor. nu renunțați la sărut, domnilor. Astupă-i gura cu un pupic. <laughs> mm -hmm. <Nu> <laughs> Lucrați împreună Lucrați în echipă Îmbrăcați-vă unul pe celălalt Dezbrăcați-vă unul pe celălalt Găsiți un loc numai al dumneavoastră Unde să numărați stelele Cumpărați-vă biciclete Și plecați în excursie Acum Și nu uitați cele trei cuvinte magice. Sex sex sex, 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 sex. Învață pentru el. Învață pentru ea. Învață să spui te iubesc în mai multe limbi. Te amo. Și-o tem. Învață cu si va suki masu. <fie> Învață să te cerți. Învață să taci. Învață să dai. Învață să iei. Și nu uitați, domnilor, ridicați. Vă rog, colacul de la closet. Împreună, în al nouă la cer. Acum vorbim strict despre carte. Cartea se află deja în librării, dar nu e ieftină. Nu e ieftină deloc. Aș putea spune că e chiar scumpă Mă rog, unii spun foarte scumpă, dar e foarte scumpă Dar banii nu aduc fericirea Ce simplu ar fi nu? Investiți în fericire, cumpărați-o Este singurul cont durabil Haideți să încercăm să șoptim împreună Eu, tu, noi, noi. Haideți, e simplu Eu, tu, noi Haideți oriunde v-ați afla! În bucătărie, În mașini. În magazine, în penitenciare. Eu, Tu, noi! Haideți, vreau să aud tot orașul, toată lumea. Eu, tu, tu noi! noi. Uite, Ui de cap, mă, Mariana, ce, Dumnezeu, cine a murit? Mona divorțează. Mona divorțează! Bravo, Mariana, bravo, asta e o glumă foarte bună, excepțională, bravo! Ieri a fost la avocat și a semnat toate hârtiile. Nu se poate. Hotărâre fermă și irrevocabilă. Nu se poate! Stai! Nu, stai! Asta! ce ți-am spus, dar nu ți-am zis că ați dat faliment? Atenție, Dorel nu știe. Cum adică nu știe? Nu știe. Mariana, stai puțin. Nu de Dorel divorțează? Păi, de cine cineva Doamne, iartă, m-ar putea să divorțeze dacă nu de bărbasul Păi, și atunci cum nu știe? Încă. Și o să afle? Mm -hmm. Citația de la tribunal o să vină prin poștă? De ziua lui? Cadou? Doamne, Dumnezeu, o să facă infarct. Mona vrea o viață nouă. Da, vrea o viață nouă. Da, vrea să ia totul de la început. Da, nebunit, Mona. Crezi? Și-a pierdut mințile, hey, credem. Hei, hei, fii atent cum vorbești. E prietena mea cea mai bună. Păi și Dorel e prietenul meu cel mai bun atunci o să aveți timp să stați împreună cât poftiți. Mariana, te rog frumos, te rog să te liniștești puțin și să mă asculti. Dorel este prietenul meu cel mai bun. Uh -huh. Mona este prietena ta cea mai bună. Noi uh -huh. ne vedem cu ei tot timpul. Ne vedem de două, chiar trei ori trei pe săptămână da. câteodată. Păi, da, de asta te întreb. De ce să... Adică s-a părut ție că ar fi ceva care nu merge în căsnicia lor? Că nu... <laughs> aerul. Aerul? Care aer, Mariana? Aerul în general? Aerul atmosfera? Care aer? Aerul pe care emanau chipurile lor. Arată foarte bine amândoi. Arată! Vor să arate! Dar în spatele fardului există o tristețe pe care numai cine e orb nu o vede. E, uite, eu nu sunt orb și totuși n-am văzut nimic. Bine că mai vezi semnele de circulație. Auzi, bine că le știi tu pe toată mm. deșteapta pământului. Hei, hei, hei! Pisii, Ești sarcastic? Te rog foarte mult, te rog foarte mult. Nu sunt sarcastic, sunt. Răvășiți, sunt întors pe dos. Exagerez Eu, eu exagerez Tu vii ca o nălucă, mă trezești uh -huh. din somn Și îi spui cu aerul cel mai senin din lume Că Mona este gata să bage cuțitul În spatele prietenului meu cel mai bun Și eu exagerez E nevasta lui, n-are dreptul Să-l dea gata așa? Dar stai liniștit Dorel o să se simtă de minune în postura de burlac Doamne, Dumnezeule Doamne, ce ușor vă jucați voi cu cuvintele O să se simtă de minune în postura doamne. Hai, du-te la culcare, te-am trezit din Mai trezit din somn. Mai auzi, pun pariu, pun pariu că nici ea habar n-are de ce o face, nu știe. E îndrăgostită. Ce? Acum nici nu mai auzi bine? <laughs> Doamne, Mona, e... <laughs> Ești penibil Da, eu sunt Tu spui că nefericită aia. De ce nefericita? Are un amant. Și încă ce amant? Ce amant? Ce ți-a Ce să înțeleg că v ați făcut confidențe intime poate. Ușor picante probabil. Picante de a dreptul Vrei să-ți spun cum mi-o pune? Da. Nu, nu, nu. A, nu, e, nu, nu, e, e, da nu vreau nu? să știu așa ceva, Mariana. m păcat Mereu mai avem ceva de învățat. Te rog frumos, te rog foarte mult. Uite, vreau să spun că eu, așa eu e. și cu dorel, da. niciodată, reține, niciodată n-am vorbit despre viața noastră sexuală. Da. Despre cum ne o punem? Ha, ha, ha. Da, noi cu soțiile. Cu soțiile? Cu amantele? Care amante, mă? Care ale cui amante? Amanta lui Dorel, de exemplu? Amanta lui Dorel? Aha. <laughs> Draga mea, Dorel nu are nicio amantă. Bine, să presupunem prin absurd că ar avea, crede-mă, aș fi fost primul care ar fi aflat. Primul. Dar tu ai o amantă? Bineînțeles. <slâng> Mariana. Oh. Mariana, crede-mă, câți amante ai tu, atâtea amante am și eu. Asta e o măgărie! Asta e o măgărie! Tu-ți permiți să mă întreb dacă am amante și asta e o măgărie? Iar tu-ți permiți să-mi răspunzi? Băi, te-ai tâmpit? Da, pe păi cum frumos, spune Bogdane, m-am tâmpit. Am stat prea mult cu prietena mea și m-am tâmpit. A, domnul se simte cumva cu musca pe căciună? un domnul. Mariana, sunt lucruri pe lumea asta cu care se glumește și lucruri care nu glumești niciodată. Mm. Înainte aveai mai mult umor, acum... Oh, oh. Să știi că mai prostie e veșnică, restul lucrurilor se mai modifică. Aici ai mare dreptate da, să știi. mulțumesc. Auzi, ce-i zice dacă și eu ți-aș spune că aș vrea să divorțez? Hm? Ce, ce să zic? Foarte bine. Nu mm. vrei să facem și o simulare să vedem cum e? Da! Așa, ca o experiență de viață Ca o experiență uh -huh. de viață, Mariana Eu sunt un tip foarte haios Mai convins pe de, de plin, glumă da. Sunt multe cercuri care mă apreciază uh -huh. foarte mult pentru glumele mele Dar sunt glume care se fac și glume care nu se fac Așa că dacă te mai apucă vreodată așa o efervescență de a fi tu foarte... Asta sună amenințare Nu, 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 nu stai, stai puțin, hmm. nu, iubita mea Nu, nu, m-ai înțeles greșit Tot tot ce încercam eu să-ți spun ție acum este că Așa. mai presus de orice pe da. lumea asta... Pentru mine este fericirea ta. Dragul meu! Dar eu sunt fericită, nu? Da, da, Iar noi suntem fericiți. Da, dar eu vreau să subliniez că fericirea ta pentru mine este cel mai important lucru. Crede-mă. A fost așa o vorbă aruncată în vânt. Nu, nu, n-a fost. o vorbă spus așa, la plisneală, la nervi, Nu, 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 ascultă-mă, dacă vrei, vreau să te rog Ascultă-mă, te rog Uite, dacă dacă vreodată dată, hai să vrei să divorțezi Nu, nu o să vreau. Nu te grăbi, Aha. nu acum. Nu acum, mai târziu. Nu, niciodată. Eu vreau să-ți promit că nu voi sta niciodată în A -a. calea fericirii tale Cortez pe promisiunea ta. Da. Mm. Gata, gata, no, gata, no. gata, gata, te da rog am plecat, am no. plecat, nu mă întreba unde mă duc, îți spun eu, mă oh. duc la Dorel. Ce să cauți la Dorel? Tu du-te la Mona. Eu la Mona nici nu mă gândesc. De ce? Păi, e în interesul ei, Mariana, interesul ei. Asta crezi tu, ea crede cu totul altceva, iar eu nu o să stau acum să explic ce e bine și ce nu e bine pentru ea. De ce? Pentru că ești lașă păi, e, e, nu, ești lașă, Mariana, nu vrei să te implici. Nu e adevărat. Mona este soția lui Dorel, iar Dorel este prietenul nostru. Nu-l merită pe Dorel, tu. Hai oh, să oh. ce situația, hai să mă săracu cumva primi bietul om. Hmm. El nu merită așa ceva, deci nu, 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 nu. Am plecat, am plecat, am plecat. pa. E îndrăgostit. Ți se pare puțin? Mi se pare o prostie. Am plecat. Am plecat. Pa. Unde te duci? Mă duc la prietena ta. Ziceai că te duci la prietenul tău. Mă duc și la a mea, mă duc și la al tău, mă duc la... Mă, mă duc la dracu să mă ia, Mariana, ține nebuni cu toții? ha. ha, ha, ha. ha. Liberă, liberă, Păi mi s-au tăiat picioarele. De bucurie? Nu, de groază, de oroare. De ce? De ce? Hm? Cum ai putut să-mi faci așa ceva? bată mă omoară-mă, aruncă-mă de vie la maidanezi. Doamne, Dumnezeu, serios, îți arde de miștocăreală? <laughs> da, iubirea mea, îmi arde de miștocăreală, îmi de ce vrei tu, sunt liberă! să ne fi sfătuit? Fără să fi vorbit, Mona? Păi dacă mă avem tot timpul din lume să ne sfătuim. Doamne Dumnezeule, îmi crapă capul. Simt că îmi crapă capul. De Dumnezeu? ce? Cum ai putut să-mi faci una ca asta? <coughs> te rog frumos, te rog frumos, spunem că e o glumă, spunem că lumea își bate joc de bine, că <coughs> asta e o farsă și că... Ce faci? Te rog, te rog, ce faci? Nu, Te rog, Mona, Mona. Tu crezi că eu aș putea glumi cu așa ceva? Eu încep să te cred în stare de orice. Te rog să lași mutra asta. Eu divorțez, nu tu. Păi și eu ce fac? Pe mine mă întrebi? Muna, Muna, te rog frumos, te rog frumos, stai puțin. De... Ce-am vorbit noi? Nu era viața noastră, soarele nostru, Bă, da. viața noastră? Da, da, și atunci e simplu. De acum încolo, noi trăim împreună. Eu mă uit la tine și mă întreb dacă te mai recunosc. Nu, eu mă întreb cum am putut să fac un pas fără să-și cer ție voie mai Dar nu doi. e vorba de asta aici, Mona. Aici e vorba de cu totul și cu totul altceva. Aici e vorba de onoare. A cui? A mea. Și o ai de mult? Mona, Buna, te rog frumos, noi, noi nu ne-am certat niciodată păi, și Dar te... nu aveam cum, iubirea mea Pentru că tu nu trebuia decât să mă rogi ceva Și domnul i era servit Te lasă că nici eu n-am rămas dator Păi tocmai de asta te și întreb! ce mă rogi? Cum ce te rog? Cum ce... Mie îmi spune Mariana, da? da? Eu aflu azi dimineață luat așa din, din, din Alerg într-un suflet ca să-l previn pe Dorel mm. De oroarea ce urmează să-i se întâmple da. Cum mai dau eu ochii Acum cu Dorel? Te întreb Cum e? mai dau eu ochii acum cu Dorel. Da, ieri ai dat ochii cu el? Da. Și al ieri? Da. Ai să te descurci și ai sunt sigură. Tu n-ai pic de inimă. Nu? Apropo de șampanie, ce zi azi, iubirea mea? Nouă. Nouă? Trei. Trei ani de când suntem împreună. Oh, da, 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 Trei da, ani de când am închiriat da, asta cu ibușorul nostru de nebunii. Da, așa trei e e ani așa, mă, așa, așa e, e, dar uitat. Trei ani ne Mai mă. Iubirea mea, dar n-am de ce am venit cu Flor? De ce a venit băiatul cu Flor? De ce? Mă ascultă, mă, ascult. Mona, tu înțelegi că era să fac pe mine că mi-a spus Mariana. Ce, mă, ți frică? Ți-e frică de ea? Da. Boule! Divorțez, n-am sifilis! Te rog frumos, te rog frumos, te rog frumos, mai țipa așa, am primul rând, că se aude peste tot. Te rog din tot sufletul meu, tu dai seama că ai dat totul peste cap și n-avem, n-aveam și n-avem niciun lasă. plan de rezervă. Te rog frumos, spunem tu Copi, ce da. facem. Spunem ce Spun facem. dacă mă lași. Te rog, hai, spunem. Mariana a jurat că nu spune la nimeni și Mariana e cea mai bună prietena mea. Nici n-a așteptat să intre în apartament, Mona. Urla de pe scara blocului ca să-mi dea vestea cea mare. Da, că o să spună ție, eram absolut sigură, dar credem că mai departe îți ține gura. Da, nici curca a lăsat telefonul din mână de când am plecat de acasă. Dar asta e problema noastră dacă vorbește sau nu, Mariana. Nu! Nu! Mâine o să candidăm la divorțul anului, o să apărem peste tot, în toate ziarele, o să ne arase lumea cu degetul pe stradă. Ah. Zim, ce facem? Serios? Eu am făcut ce trebuia să fac Mai departe e rândul tău Ce trebuia? Da Dar de ce trebuia să faci ceva? Până acum n-a trebuit nimic Am stat aici, uite, trei ani Trei ani în cui cuibușorul ăsta de nebunia nostru, Nu cum mai ai spus. puteam nu, nu mai suportam ce? ce, Mona, ce? Să plec de lângă un om cu manierele tale Sensibilitatea ta, da. cu gingășia și tandrețea ta, da. cu felul tău unic da fi. Da, știu. Da. Și să mă întorc acasă și să mă las luată în brațe și tăvălită și linsă și... Așa? Violată de animalul ăla ca ultima boarfă luată de pe centură. Nu mai suport mizeria în care trăiesc de ani de zile. Dar tu despre cine vorbești? Cum? Dar ce, ți-e așa de greu să pricepi? Dorel? Dorel e animalul? Na, cum? Obama? Mona, Mona, stai puțin, stai puțin. Tu nu știi ce spui acum. Dorel, Dorel nu e obsedat sexual, e... Păi n-a fost. Că doar nu era să mă mărit cu un bolnav psihic. Dar astăzi asta e. O fiară. Nu, stai, stai puțin. Da. Mona, Mona, crede-mă, eu îl cunosc foarte bine. Adică nu, el nu e deci dorel, e de un, cu educația lui, cu cărțile da, pe care le-a Da, 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 Oxford în lume. În intimitate... Nu, nu, eu nu, 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 eu nu cred așa ceva. Nu cred așa tu ceva. Tu știi care C e modelul lui? Cum să nu știu, Liceanu. Mm -mm. Marchizul. Marchisu Ăla, Ăla cu chestii Doamne Dumnezeu Stai pe stai pui. Nu, nu Mona, Mona Nu, aici cu totul El a citit ceva și nu i-a prit El Eu aici Nu, nu, crede-mă Crede-mă Că, mă, crede că, mă că el nu de milă nu, Adică tu o... pe el îl compătimești Asta e o boală, Mona Asta e un om El e un om bolnav Adică El nu mi-a spus niciodată Că ar avea problemele astea În primul rând Dar ce trebuia să-ți spună? Cum adică? Cum adică? Cum adică? Să te laude cu colecția de filme porno Aș, te rog, pe care mă obligă lude. în fiecare seară să le văd alături de el. Nu, buna, te rog, nu vreau să știu. Nu, nu, cu nu. colecția de jucării te rog, mă, mă. pe care le-a adunat din sex shop nu, din nu. toată lumea și pe care mi le vâră... Nu, nu. Muna, ascultă-mă. Asta e o boală. El e bolnav. Tu înțelegi? E bolnav, săra. Eu nu pot să cred că tu îi plângi de milă lui. Pe adică tu pe el îl compătimești? E, e bolnav, Muna, nu mi-ai spus niciodată că ai avea problemele astea cu... Și dacă te-aș fi spus ce puteai să faci tu, nu spun eu nimic. Am salvat eu situația. M-am implicat ca să salvez relația voastră, afacerea voastră, prietenia voastră. Da, și acum, dintr-o dată... Nu mai pot. Pe lasă că un mic efort acolo se mai putea. Nu mai pot, înțelegi? Că nu mai suport. Da, nu mi-ai spus niciodată că Dorel are probleme. Nu, păi dar nu Dorel are probleme. Ce nu înțelegi nu, da, tu este că nu, nu Dorel are probleme, da, eu am probleme, eu iubita nu, ta are ascult, probleme, nu, 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 se simte foarte bine, El n-are nimic, crede-mă! Doamne Dumnezeule, ce zi! Și încă nu s-a terminat. Dorel e prietenul meu cel mai bun. Din copilărie? Mona, știi de când sunt prieten cu Dorel? Știi. Din copilărie! Și? și acum aflu că e bolnav. Și? Și eu l-am înșelat cu soția lui. Și? Și dacă stau să mă gândesc bine... Așa? Eu cred că fac un lucru foarte urât. Cine? Eu. Când? Acum. În înșel de trei ani! Păi eu știam că e bolnav. <laughs> Ce? Ce, de ce râzi? De ce râzi? Mona, de ce râzi? poza cred. Ce? Ești idiot. Nu, 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 nu. Aici e vorba de cu totul și cu totul altceva. Una este să te lupți cu un om sănătos pentru femeia iubită și cu totul altceva este să-i furi nevasta unui biet bolnav. A, 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 e... Aș putea să te rog ceva? Orice, iubita mea, orice. Uite cum stau lucrurile. Noi nu ne-am văzut azi. N-am vorbit nimic, n-am discutat nimic. Ziua de azi, puf, nu există în calendar. Ai înțeles? La revedere. Cum adică? Stai, stai puțin, stai puțin. Cum nu există ziua de azi? Pe păi, cum? Ce zi azi? Ce zi azi? No, nou. nouă. Cine se serbează pe nouă? Noi. Noi. Câți ani facem noi? Nouă. Doamne ferește! Trei. Trei ani. Da. Avem și șampanie. Avem. Cum adică nu există ziua în calendar? Păi există. Ziua da. noastră. Ia, uite. Unu, doi, doi trei. Hey. La mulți ani! Uite, eu dacă stau să mă gândesc bine, serios. Eu cred că povestea asta ne-a apropia și mai mult. Da. Pe cine de cine? Pe mine de tine. Bravo. Eu n-aș băga mâna în foc Bago. bag, -o, bag -o. Mm. Uh. Mm. Ah. Mm. Și acum, serios, chiar ai băgat divorț? Da. Foarte bine. Foarte bine. Eu n-am apucat să vorbesc cu Mariana. Nici nu trebuie. Nici n-am apucat să mă gândesc la asta. Nici să nu faci. Eu nu cred că pot să divorțez. De ce? te am cerut eu ceva? Atunci știi că eu te iubesc. Da, da, știu. știu. Da, de fapt, voi vă înțelegeți foarte bine, nu-i așa? Cine? Tu cu... Cum o cheamă pe nevastă ta? <laughs> uh... Zic, am uitat. A, da, 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 Mariana, parcă e da, zice prietena ta cea mai da, bună. Da, că știi Mariana cine e prietena mea da, cea mai bună. Da. Mariana, da, e prietena mea cea mai bună. Vă înțelegeți bine, nu-i așa? Ne. Hm. n Știi cum e. e... Da. Nu, pot să spun că. n când ies da. să... Da, dar altfel, da, și Lasă că, oricum pe ea trebuie să o pregătesc, nu da, să o iau de da, departe, da, 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 nu da, știi fi, cum da, e ea, da. oricum ar trebui un motiv în primul rând, asta uh -huh. e. Vrei să-l dau eu unul? Ideal ar fi dacă mi l-ar da ea, înțelegi? Mm, nu. Adică eu aș fi într-o altă lumină, aș fi -o, dintr-o altă perspectivă mm, privit. Tu ai fi victima. Exact, înțelegi? <laughs> un motiv, asta e tot ce îmi trebuie, un motiv. Păi spune-i simplu că te-ai îndrăgostit. De cine? De, de tine, de tine, de tine. <gut> de tine, iubita mea. Nu, dar n-am cum să-i spun așa ceva. Nu Oricum ai. nu m-ar crede, da, ar da, râde nu, de nu. mine. Da, da, da. Cum să-i spun nu. că ar râde de mine? Nu e bun. Nu-i place, da. Nu, și nu are umor, Alt. Altul, da. 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 Uh, altul n-am. Ludorel, nu-i spui? Nu. No. De ce? Nu vreau. Cum, adică, trebuie să-i spui? Vrei no. să-i spun eu? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no. Vreau să-l fac să sufere. Hai, mă. Da, da, spune. să simtă și el cum e când își bate cineva joc de tine. Mona, mona, asta nu e divorț, asta e o vendetă în toată regula. Pentru mine tot una e. Păi, săracul de el. Mm. E și bolnav. Da, e, da, e foarte bună. Acum. nu Vrei să. nu faci, hai, te rog frumos. Putin, nu putin, te rog, și azi... te rog puțin, puțin.

Ah, oh, Motonel! Sorice Motonel, chiți-chiți <coughs> <coughs> Ce zici? Mmm, 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 al Monei? Mm? Mm, bla, bla, bla. În hmm, jumătate de oră nu mi-a vorbit decât despre asta Despre asta? <laughs> ah, <laughs> nu, despre divorț Șoricel, bate câmpii Orice poți spune despre Mona, numai că bate câmpii, nu Nu poți să pui bază pe ce spune, hmm, asta ce zici? <laughs> Exagerezi hmm, Da, mă rămâia mult Ah, oricum, vorbea cât se poate de serios Și apoi de ce mă minți? De ce mint femeile, în general? De ce de motive. <laughs> Cel mai adesea, însă, gratuite. Adică uh -huh. din plictiseală. Uh -huh. Să plictisez repede de viața pe care o trăiesc uh -huh. și caut o variație, nu știu, ceva care să le pună, <laughs> nu știu, sângele în mișcare. Chestia asta cu sângele în instalație, eu nu prea am auzit-o când este vorba despre femei. Hai. Uh -huh. Hai, hai. Hai și treaba? ce am treabă. Motenel, este foarte grav ce se întâmplă. Ție chiar nu-ți pasă? Auzi, vrei să ne pierdem timpul cu prostia asta? A, bun, atunci stăm de vorbă, Ha? după divorț. După divorț. Uh -huh. Ai idee în cât timp se termină în zilele noastre un divorț? Ani? O jumătate de oră. Cât? Ca să divorțezi, te duci la notar și într-o jumătate de oră, pac, ai terminat tot. Dar ce, acum notarul te divorțează? Da. <laughs> Dar Mona vorbea numai despre tribunal. Poate totuși a glumit. De ce se glumească? Nu, știu pe de rost pe Mona, e prietena mea cea mai bună. Mm, sau nu știu, poate a vrut să-ți întindă o cursă. Să-mi întindă mie o cursă. De ce? Ca să mă prindă cu ce și cu cine. <laughs> ah, te-ai dezbrăcat! nu. <laughs> Stai! unde e Bogdan? Auzi, ai nevoie de Bogdanel acum? Nu, 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 dar acum o oră a plecat ca din pușcă, spunând că vine la tine. S-a rătăcit. mai stai, 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 unde e ăsta? Pe unde umblă? Nu m am mințit niciodată. E, na. Da. Auzi, nu ai ce să înțelegi că nu se întâmplă nimic. Da, da hai, da, hai, hai, ce? griji? Da, hai, tu nu înțelegi că eu simt. hai, păi, hai să simt și eu, hai, hai. Simt. Hai, dă cu biciul la odată ce că nu mai pot. Hai să simțim împreună. ah, ah. 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 Stai, stai, stai. Auzi, că... mm. stai, stai, stai. A, voi doi ați stat deja de vorbă? A apătut așa, vreun apropo despre mine? ce? Dacă n-ai vei poftă de mine, nu trebuia să mă suni, să mă chem, am crezut că arde carnea pe tine. Dar ce ție numai de chestia asta ți arde? Da. Dar nu putem să avem și noi o discuție mai intelectuală? Bine, câte vrei, mor după ele. Dar mă pui în gardă, nu mă lași să-mi iau pilulă și apoi aceea vrei să vorbim despre cant. E cant. Ei, acum chiar că mai zăpățim de tot. Vreau să știu acum. Mona a băgat sau nu divorțul? Dar nu mă interesează! Pe mine, da! Și poate să te intereseze și pe tine măcar o dată ce mă interesează și pe mine? Dar normal că mă ajută-mă doar să înțeleg de ce e atât de important pentru tine. Pentru că vreau și eu să știu ce mama naibii sunt. Adică? Păi amantă sau sunt în sfârșit femeia unui bărbat liber? Auzi, are vreo importanță asta. Enormă A, vrei să știi cum să-ți programezi, cum să-ți organizezi mai departe viața da? Exact, da, da. Păi la mari schimbări nu ai de ce să te aștepți Bogdan rămâne asociatul meu Normal Mona o să-și trăiască viața așa cum o să vrea, să mă rog, cum o să poată așa. Iar noi... Uh, e Noi... Uh, noi... Noi nu m-am gândit încă la subiectul ăsta Uite că a sosit momentul să te gândești Stai un pic, stai să-mi îngrot oficial mariajul După care discutăm cât vrei, n-am... A, da? Bun, bun! Ha -ha. Și știi ce? Eu nu l-aș lăsa pe Bogdan A, nu? Nu, e un bărbat tare bun, mă adoră păi atunci lucrurile o să meargă mai departe ca și până acum, nu? Hai! Nu o cunoști pe Mona... Auzi, te știu pe tine și pe Mona la fel de bine cum îl știu pe Bogdan și pe mine. Nu suntem același lucru. Până la un punct, nu. Dar sunt prea multe locuri în care ne asemănăm al dracului de bine. Eu n-am cum să greșesc când vorbesc despre noi. Eu ți-aș povesti ceva, da? Ai, nu vrei să... Pardon? <laughs> Spuneai ceva de o pastilă, nu? Mă rog, nu mai contează hai, hai, de să... Mai târziu, că și pastilele au viața lor Bine, hai, spune L-am întrebat pe Bogdan dacă te-a înșelat vreodată Așa, și? Mă rog, e o întrebare pe care am pus-o mai multor prieteni hmm. Și Bogdan? Bogdan A roșit și m-a întrebat Cum poți să-l întreb așa ceva? Va e plin de bun simțomul ăsta Da, e plin I-am spus că e vorba de un lucru important pentru mine Și l-am rugat ca vechi prieteni să-mi răspundă asigurându-l Firește că rămâne strict între noi. Așa, și? Nu. Nu ce? Nu ți-a răspuns? Nu, nu și-a înșelat niciodată soția. Păi vezi, de aia nu iau un calcul eventualitatea unui divorț. Din tot cei pe care i-am întrebat a fost singurul care mi-a răspuns ferm. Ei. Nu mi-am înșelat soția. Apoi a stat un pic, s-a gândit și mi-a spus că dacă tot am deschis subiectul, vrea să mă întrebe și el pe mine dacă mi-am înșelat vreodată soția. Și tu ce ai răspuns? Mi-a spus adevărul. Tu ești nebun? La fel cum mi-a spus și el Adică? Adică am spus nu, nu mi-am înșelat niciodată soția oh, Mincinosul meu <laughs> S-a bucurat, a fost foarte mulțumit de răspunsul meu <laughs> <laughs> Pentru că te-a crezut Săracul Apoi m am îmbrățișat, mi-a spus că a înțeles odată în plus De ce am rămas noi doi prieteni din copilărie a, Chiar, pentru că veni vorba așa despre copilărie da, mm, zi. Dacă sunteți atât de buni prieteni, asta nu te face să te simți așa puțin... Prost? Vinovat. Față de Bogdan? Mm -hmm, mă gândeam și eu că poate... mă rog, nu e prima dată când am o relație cu nevasta unui amic. Ce? Nu, stai, stai, firește cu tine, cu totul altceva. Este o compatibilitate zodiacală. Ah, oh, ce ești! Faptul că suntem Vechi și buni prieteni m-a ajutat, mi-a anulat orice jenă. Adică avem aceleași gusturi, împărțim totul frățește, da, da, oricum Bogdan da. te înșală, așa că. Care Bogdan? Bogdan și Vidra. Bogdan al tău te înșală. Cu dracu, cu cine? Cu Mona. Care Mona? Mona Lisa. Cu Mona nevastă mea. Ești penibil. Nu, sunt generos. e al lui, al meu și cei al meu e și al lui din când în când. Bogdan, mă înșală da, te înșală. cu Mona. Ai ghicit. Nu cred. Șoricel, nu. te mint eu. uite te la mine, sunt un om serios. Nu, 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 ia stai. Ah, scuză -mă, A, scuză-mă, te am întors pe dos. Nu pune la suflet. Stai puțin, de când știi? Hmm, de trei ani. Oh. <laughs> Știi care este partea cea mai frumoasă? Așa, șoricel, mm. devine din ce în ce mai frumos, așa. Că acum o oră, așa. Bogdan mi-a spus că <laughs> pentru el nimic nu contează decât să mă vadă pe mine fericită. Mm -hmm. Și că dacă vreodată eu o să vreau să divorțez... El nu o să se așeze în calea fericirii tale. exact, de unde știi? Asta deja de vorba? Șoricel. Bărbații în situații similare spun lucruri similare. Femeile în situații similare fac. Peșleau? Peșleau, mă rog, unde le vine? Mă Șoricel. Mă Șoricel. Mă Mai dă Bună seara, doamnelor și domnilor! Iată, am revenit în direct. Tema emisiunii noastre, de ce ne părăsesc bărbații? Eh, asta este o întrebare care ne frământă încă de la începutul lumii încoace și eu cred că a sosit momentul, dragă Mona, să-i găsim un răspuns clar. Când dreptate ai, draga mea Mariana? Azi, acum și aici. Urmează o discuție care ne privește în exclusivitate pe noi, femeile, așa că aș ruga puțin bărbații să-și oprească radiourile. Asta e pentru noi, fetele. Nu, 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 te rog, lasă-i să asculte și ei, poate până la urmă o să înțeleagă și ei ceva. E Bun, deci, de ce ne părăsesc bărbații? <sus> poate pentru că nu știm să-i ținem lângă noi. Mm? Mm. Trebuie să recunoaștem, doamnelor, că noi, femeile. Avem impresia că un bărbat îndrăgostit o să fie așa toată viața până când el închide ochii. De tot. Eroare. Maximă eroare, doamnelor. Focul nu arde dacă nu este veșnic ațățat. Pasiunea cea mai fierbinte se stinge, nu? Dacă nu este întreținută cu grijă. Ei, dar cum facem asta? Păi, uh, v-au spus-o mamele voastre, care la rândul lor o știu și ele de la mamele lor, care și el o știu de la mamele mamelor lor, care. De fapt, care este formula sfântă cu care nu dăm niciodată greș? Cu siguranță ați mai auzit-o. Bun, haideți să vă spun eu. Doamnă în sufragerie. Da, da. Bucătăreasă la cratiță. Da, 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 da. Și... Hmm? curvăm pat! Asta e! <laughs> Bravo! Dar ceea ce este cel mai important, doamnelor, de-abia acum urmează. Dozajul! Dozajul! Asta e cheia, felul în care combinăm noi cele trei ingrediente. Credeți că bate în câmpii? Ei bine, o să vă mai spunem ceva care o să vă pună puțin pe gânduri. O femeie știe, simte, când bărbatul o înșală, nu? Când el nu mai este al ei. Dar nu vrem să o recunoaștem, nu, 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 ne spunem lasă, că dacă se întoarce la mine, nu-i poate decât o poftă trecătoare. Poate l-a lovit blaua, poate îi trece, poate se răzgândește. Ei bine, doamnelor, noi știm, simțim cu fiecare por al nostru, dar preferăm să închidem ochii. Preferăm să ne mințim. Ei, eu, ea, noi... noi. <laughs> Nu am trecut niciodată prin așa ceva. Și o să ne întrebați firesc de ce? Foarte simplu. Pentru că noi, pe lângă cele trei ingrediente, am pus și foarte mult suflet. Enorm de mult suflet. De aceea, bărbaților noștri poate să li se arunce la picioare orice pipiță, credeți-mă pe cuvântul meu de onoare. Bărbații noștri sunt imuni. Al meu este doar al meu. Al meu e numai al meu. Deci, de ce vă părăsesc bărbații? Hazle, <laughs> <laughs> pero E cum vrei să fie În sauna Cald E cald da. Ai aflat? Ce? Dorel Nu. Da. Mă tem că trebuie să-ți dau o veste proastă Da Avem semnale Că Mona Vrea să divorțeze De cine? De tine To! Da. Spune că aveți semnale, nu? Da. Cine. Avem semnale? Noi! Noi? Mariana, nu știu... eu! Deci voi! Eu nu știu nimic. Mariana, eu! Deci voi! Mona i-a spus Marianei. Mariana mi-a spus mie? Tu eu! îmi spui mie și eu cui? Eu am alergat într-un suflet la tine ca să. ți spun Ca, spus... ca să-mi dai o veste proastă și un sfat bun. Exact, vrei sfatul meu? Nu te panica. Nu te panica. Nu te panica. Totuși spune că e o veste proastă. Pare a fi. Eu n-aș băga însă mâna în foc că lucrurile stau așa cum spune Marian. Mona. Mona, te rog frumos, nu mă întrerupe că și așa sunt... Vrei să o luăm de la început? Nu, nu, nu. spunei ceva de un divorț? Că divorțez. Tu divorțezi? ascultă-mă. Cine divorțează, ascultă-mă. Eu n-aș pune că Mona chiar e decisă să o fac. Au, ca cealma. Eu mă gândesc mai degrabă la un mesaj. Înțelegi? Mesaj de la cine pentru cine? De la Mona către tine. Înțelegi? Nu înțeleg nimic. Ea vrea. Tu înțelegi? Nici eu nu înțeleg. Până atunci. Și, domnule, nu știu, eu habar n-am, cred că. Mă gândeam că poate v-ați certat. Nu. Poate că ea ți a cerut ceva Din și no, tu ai refuzat o menți? vehement. Nu, nu, nu. Sau Niciodată, poate că tu te-ai luat cu toate treburile tale cum știu că faci tu și nu e mai acordat nu. atenția de care Dorele, Orice te asigur... femeie are nevoie. Orice Bogdan femeie. te asigur că am ajuns la niște performanțe la care nici. Nu visa. Adică ce obțin în materie de sex. Eu fac a, nu, niște nu, nu, nu vreau să... Rafinament. Nu, niște chiar adică, nu asta de nu. De trei vreau... ori pe zi dimineața la pe seara nu, nu, da, da, da poate că e mult. Mult? Poate e prea mult. Mult. Nu s-a plâns niciodată, credem. Da, da. În sufletul ei te-ai uitat. În sufletul ei? Dar să vezi ce-i, domne, în sufletelul ei acolo. Domne, nu m-am uitat. Păi vezi. A, ah, de deci ce asta e? Maria, ce zice? Ea e convinsă că Mona e decisă să o facă? Tu nu. Eu nu pot să cred, îți jur că nu pot să cred, eu până în momentul ăsta am crezut că voi doi aveți cea mai frumoasă căznicie din câte cunosc Și eu, eu am pe crezut lumea Domnule, asta, mi-aș până, până ce acum... a apucat-o. De ce vrea să facă? Eu... asta, de ce, de ce? Adică eu mă gândesc că trebuie să o facem să vorbească Ups, cumva. Bogdane, trebuie să-i scoatem din cap toate gândurile astea negre, toate prostiile care i s-au adunat de atâta vreme. Hai, hai, -o hai să o da, nu, dar nu, nu așa, cu vorba bună, cu, cu trăgălășenie, adică ea spune o trăznaie, noi o luăm cu pinișorul, noi râdem, indiferent ce spune. Adică spune o bază acolo, nici noi râdem. Noi râdem, da, da, dar noi cu calm, cu căldură, nu ne enervăm, nu, 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 nu ne, ne, ne enervăm. nu ne pierdem cumpătul, suntem și, și plecăm, și hai să plecăm, Unde? plecăm într-o vacanță, Unde? în Jamaica. Departe. Cât mai departe, Dorele, cât mai departe Acolo ne cunoaște nimeni, nu ne știe nimeni Acolo am putea să vorbim unii cu alții Am putea să ne recunoaștem unii pe alții ne Să, să a, ne a, 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 Un de lună de miere Exact, o lună de miere O altă lună de miere Și tu cu Mariana aveți probleme? Nu, Doamne, ferește, nu, eu chiar azi dimineață mă gândeam, ia uite, Doamne, suntem cam prima zi. <gânt> deci doar pe noi ne-a lăsat căruța Andrei. Da, dar nu te panica. Da, nu, te panica. Da, nu te panica. Nu da, te panica, da. toate lucrurile astea vin, vin mereu, dar pleacă. Cum au venit, au și plecat. Eu cred că nu există căsnicie sau cuplu, asupra căruia să nu se fi adunat nori negri, dar ei vin și se duc. Ia uite. Fiu, fiu, gata, s-au dus. S-au dus toate, trec toate, da, toate. Pantarei, da. Ce? Heraclit, Pantarei, toate curg. Da, dacă te ajută pe tine, da. Auzi, Dorele, tu ce-am admirat eu toată viața mea la tine? Niciodată nu mi-ai spus nu că... Nu ți-am spus multe! Hmm credința asta ta că vei reuși, indiferent ce s-ar întâmpla, te-ai luptat cu toți rechinii din orașul ăsta hey, și ai -am câștigat, am amândoi, amândoi dar tu aici. ai câștigat, tu și credința ta, eu am fost lângă tine hey, pentru că sunt și fratele o să tău, sunt frățiorul tău și o să rămân toată viața. Bine frățioare, bine au, frățioare, au, au, au. aș vrea să știu și eu, să aflu ceva de la tine, ceva foarte important pentru mine. Da, da. Adevăr. Dar mă doare. Că oricât de dureros ar fi. Dar mă cu degetul. Uite ce, uite în ochii tu o iubești pe Mona sau eu o tragi doar așa, sportiv? Ideea divorțului ta, sau e a ta, să din căpușorul ăla al ei. Zi! Stai dorele, tu cum ți că tocmai eu aș putea să-ți da, fac tocmai zi? Nu, tu nu, și nu, nu, tocmai nu, mie. Nu, ascultă-mă. Nu, nu ascultă-mă, te rog, te rog, nu. Eu nu aveam, nu, nu știam, dar nu, stai puțin, nu, eu n-am vrut să fac și n, n ai vrut să faci asta? Nu, n-am vrut pentru că ea, că adică, credem eu m-am gândit numai la tine în timpul ăsta. Sună ciudat, frățioare, iartă-mă. Te rog frumos să mă crezi, te rog, deci... Ea ți-a spus... Ce? Despre sentimentele mele. Nu. Atunci cine? Security. Băieții de la security. Băieții noștri? Băieții noștri. Tu le-ai ce... cerut chestia asta? Nu, tu le-ai cerut stai stai chestia asta, Acum nu te aștepta să găsești ceva dacă nu. ai pus pe oamenii ăștia între cu pocancilor murdari în viețile nu noastre le curate? Cer, nu le-am cerut nimic. M-am trezit într-o bună dimineață că mi-au pus pe birou un plic cu fotografii și un DVD cu voi doi în toate pozițiile interzise și mă rog, mi-au spus că datoria lor e să și apere clienții de orice pericol fizic sau psihic de la șantaj, la răpire și la Mă rog, clientul nostru, stă până nostru. Da? Da, Bogdane, da. Ei bine, tuorele, aș vrea să-ți spun și eu ceva. Vreau să spun că și mie mi s-a întâmplat același lucru. M-am trezit într-o dimineață cu un plic pe birou burdușit cu poze și două DVD-uri mm -hmm. cu tine pe post de marchizul de sad, care o chinuia îngrozitor pe Minnie Mouse. Da? Mariana era Minnie Mouse. Și știi ce am făcut imediat? Te căca pe tine. Nu! M-am dus la baie și am vomitat. E același lucru, dar invers. După care m-am întors în birou și le-am spus băieților de la security, sunteți dați afară toți! Toți până la Sunt ultimul și azi, bine, mersi la noi Concediat, asta am făcut, asta Mi am făcut Mi-ai cerut tu cu gura ta să le dăm o primă la excepțional Da, ca să nu ne vândă, să nu ne vândă la vreo gazetă Ajungeam de râsul lumii, Dorele, ne-a arătat lumea cu degetul pe stradă Poftim, ne-ar fi crescut acțiunile cu 10% da, 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 Toți da. fac la fel Da, dar pe ei nu știe nimeni, Dorele, nimeni Și vreau să-ți mai spun ceva Vreau să spun că eu n-am crezut un moment că tu ești în stare să faci ce încercau ei să mă facă să cred că faci în poze lor infecte. asta e diferența între mine și tine. Dorele. N-ai crezut? Nu. Am. Și cine ți-a spus că eu am crezut? Nici tu n-ai crezut? De ce eu sunt mai prost? Nu, stai puțin, nu, eu n-am spus asta niciodată, eu știu încă din clasa a treia că suntem amândoi la fel de inteligenți. Mă rog, eu sunt campion internațional de bridge. Rahat. Toată lumea joacă bridge. Tu știi că eu croșetez? Mm. A, da, mai am fularul ăla de la tine. Dar stai un pic, stai, 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 stai un pic, stai Se naște însă întrebarea Da Stai, 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 stai acolo jos Stai jos acolo Da Dacă nici tu Nu Și nici eu Da Nu suntem în fotografiile alea infecte, cum bine l-ai spus Așa Atunci Cu cine sunt? Mariana și Mona. Hmm? Singure. Singure, nu sunt ele. Nu, nu sunt, sunt ele. ele, nu, este o e o mașinățiune, e o e o o, chestie, e o manipulare manipulară ordinară a cuiva care este, este 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 invidios pe succesul nostru și vrea să ne pe unul împotriva celuilalt Dar cine rău. domnul? Bogdane, Bogdane, ce cu tine? Uite așa, Bogdane. stor creierul ca să-mi dau seama cine e. Stai, stai că crapă ceva în tine. Oh, doamne. Tu nu crezi că... Sus, sus... Cineva care, dar cu siguranță, nu știu, mai sus cine trage sfoarele. Fide, E foarte grav ce spui. E foarte grav ce se întâmplă, Dorele. De când avem pozele? De vreo 2 ani jumate? De... 2 ani, 6 luni și 28 de zile. Doamne, ce memorie ai avut. Totdeauna ai avut memorie. La ce te gândești? La o contramăsură. Mm. Mai angajăm o firmă de paz. Încă una, ca să facă ce? Ca să-i supravegheze pe ăștia pe care avem deja pe mustăcios cu ochelarii. Da, și aflăm, și aflăm pentru, pentru cine, lucrează. Oh, ah. da, da, da. Ah. Da, nu mai zis chestia cu divorțul. Ce, nu știu nimic de divorț. Nu minți. Nu mint, dorele, nu dorele, minți. Crede nu, nu minți. Stai puțin. Tu o iubești. Capă ochi din cap. Nu, nu, nu glumi, nu glumi, nu tu chiar o iubești, nu, nici nu pot să cred că ți-am făcut chestia asta, deci, dorele, Bine. uite jur în momentul acesta jur că, că am inimile. încheiat orice, orice, relație, din gelin, orice bun. relație cu soția ta, crede-mă, da. deci, crede nu pot să cred că ți-am făcut asta. Gata, 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 hai că pe nimic, parcă suntem în telenovele, hai, gata, ridică-te de acolo, de jos. Bun, partajul. Ce cu... doar nu ți închipui că Mona s-ar preta să-ți... Ceară ceva din... Verească, Dumnezeu! E ultimul lucru la care m-aș putea gândi, normal, nu? Mai bine să-și taie mâna decât să ia ceva ce nu-i al ei. Da, de bine. Cu ceva, ceva poate ar trebui să se aleagă și ea după toți anii ăștia. Poftim? De ce? a avut și ea contribuției morală la... La... ce? Nu știu. Bun, la cât v-ați gândit Au, 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 măcar și pe, mă pe mână Mă și pe mână Mă cași pe Au dorele, mă doare Mă doare, mă doare Niciun ban au, nu au, vedeți au, de au, la mine au, au dorele, mă Ia mai du-te te rog mult să mă scutești de o scenă. Nici prin minte nu-mi trece. <hî>, iubi, te cunosc foarte bine încât să nu-mi dau seama ce urmează când îți văd privirea asta. Mată. Te asigur. Ok. Am încredere în tine. Adică vreau să... Vezi? Vreau să zic, ascultă-mă, că nu cred că discuția noastră ar putea fi altceva decât o conversație destinsă între doi oameni care s-au iubit. Sau? adică sau. Vorbești deja la trecut? Iubi, acum un minut când te-am întrebat dacă este definitivă decizia ta, mi-a răspuns cu un da atât de categorică pentru clipul clipă ți înghițit am... limba. Am rămas fără cuvinte. Uh -huh. Șoc e cuvântul cel mai. Da, da, am da. trat cuvintele în gât. Da, și da, acolo da, da, rămas. Da, 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 da. Da, sigur, sigur. Dacă ți-a revenit glasul, că ți-a revenit destul de repede. n ai spus un cuvințel care să mă pună totuși pe gânduri. Pentru că nu mai avem cuvinte. Era un un tip gat. care să mă facă să înțeleg, dacă am luat sau nu decizia cea mai bună și dacă nu cumva m-am pripit și am trecut peste niște sentimente care încă există și care ar mai putea Asta așteptai de la mine? Nu așteptam nimic de la tine. Din păcate, nu mai aștept de mult, de foarte mult timp nimic de la tine. Auzi, ce? întotdeauna ai făcut ce ai vrut și nu am putut odată să te opresc. Mă lași! Ți-am respectat neputincios deciziile. Mai ai lăsat de capul meu ca să nu stau ție pe cap, asta ai făcut. În realitate, Nepăsare totală, viață trăită pe propriu. Știi ce? Mă doare mult ce-mi spui. Te doare în cur. Acolo te doare. E iubi. Ai noroc că sunt o doamnă, că altfel ți-aș fi răspuns eu cum meriți. Într-adevăr, sunt un om norocos și tu ești o doamnă. Nu mai suport să fiu mereu tratată ca proasta satului. Care-i teorema lui Pitagora? Nu-ți e rușine. Care e viteza luminii? Măgar, ce e? E egal cu MC. E egal cu MC. MC. Nu, iubito, rotund. Vezi, iubito, nu totdeauna suntem 100% inspirați, așa că îți propun să amânăm această discuție pentru altă dată. Nu există niciun altă dată. Eu nu divorțez ca să inaugurez un ciclu de conferințe. Crezi că mai ai ceva să-mi spui? Mă gândeam că o explicație oricât de sumară, ar fi totuși normală. Da. Tu de ce crezi că ți-am trimis citația prin poștă și ți-am dat întâlnire direct la tribunal? Nu știu. Ba chiar m-am și întrebat dacă a fost ideea ta. Ca să scăpăm de discuția asta penibilă, pe care știu cât de mult o dorești. Uite ce, am schimbat două cuvinte, da? De ce crezi că va fi neapărat penibilă? Pentru că este deja penibilă! Pentru că te cunosc, iubi Pentru că știu că nu supor să pierzi Eu pierd? Eu pierd? Ce pierd? Pe mine mă pierzi, iubi Pe mine Uite-te Deci recunoști implicit că te iubesc Tu nu ești în stare să iubești N-ai fost și nu o să fii niciodată în stare să iubești Vai, dar mă doare mult ce-mi spui Te doare în cur Exact acolo te doare Știu, mă repet Ești un bun proprietar. Ți la lucrurile tale, le șlefuiești, le bibilești. Dar eu m-am cam săturat să fiu dama ta de companie. Ai știi ce? Nu mi-ai spus niciodată. Nu te-ai plâns niciodată de viața pe care o ai dus. De ce? Tu n-aveai ochi? N-ai văzut cum mă usuc ca o floare într-o glastră fără pic de apă? Mi s-a părut că ești regulat stropit. Nu, 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 începe cu scârboșenile ale tale. Eu vorbesc despre viața mea, despre ce aș fi vrut eu să fie viața mea. Așa? Ideile, proiectele mele? Nu mi-ai vorbit niciodată despre ele? Nu mai sprijinit mai închis într-o colivie și mai păstrat pentru perversiunile tale. Auzi, nu te-am auzit vreodată vorbind de ideile, de proiectele tale? Pentru că nu le-am avut. Păi și te-am împiedicat eu să le ai? Nu mi-ai spus ce să fac. Eu? Da, nu mai stimulat. Uite, un cuvânt foarte bun. Stimulare. Mi se pare că în ultima vreme ai fost stimulat și răstimulat. Să, să nu începi cu, cu, cu mizerile ale tale. Mă tem că ai făcut o obsesie. Nu eu! Păi cum să-mi fi imaginat că te așteptai să gândesc eu în locul tău? Dar ce era așa de greu? Mă, mamă, mă, mă, nu mai ești un copil. Mă, mamă, mă, mă! Azi nu. Dar când mai cules eram un bobocel. Un bobocel de 27 de ani. Dar pentru tine, boboc, cât trebuie să aibă 16? La 27 de ani, sunt femei care zboară în spațiu cosmic. Zboară din... Uh... Da, Ai noroc că sunt bine crescută, da. că altfel ți-aș fi răspuns eu cu merit. Hai da. să-i punem punct. Bine. Da? Și să învățăm încă o dată din lecția asta amară pe care ne-a trântit-o peste față, fără milă viața. Să înțeleg că am luat de definitiv decizia. Da? Gata, iubii. Finita la comedie. Bine. Despre partaj vorbim acum sau tot la tribunal. Dar ce avem noi de vorbit? Mă rog, care sunt pretențiile tale? Pretenții? Mă rog, cât crezi că ți se cuvine din ce am. Eu nu pot să cred că tu mă întrebi așa ceva. Uite ce, dacă nu cădem noi la o înțelegere, tribunalul o să facă o expertiză care nu cred că te va avantaja. Știi foarte bine că n-aș pretinde nimic din ceea ce nu mi-aparține. Păi tocmai despre asta vreau să vorbim. Cât crezi tu că ți aparține din ce avem? Nimic. Nimic? Nu, nu vreau nimic, nimic dar dar nimic. nimic. nu vreau. Or, Bogdan mi-a spus cu totul altceva. Care e Bogdan? Care Bogdan? Nu. Prietenul nostru, Bogdan. Așa, și ce legătură are Bogdan Maria. cu subiectul ăsta? E foarte bine informat, ba chiar la un moment dat mi se pare că vorbește în numele tău. Așa mi s-a părut. Cine? Bogdan? numele meu? Bogdan. de unde tragă? De când? De unde până unde? De trei ani! Hai, ți-a spus, termină. Ce să-mi spună? Hai, nu vin... Hai, ți-a spus și acum mă, nu, îți nu -a spus de absolut mine. nimic. Vreau să știu ce... exact ce trebuia să-mi spună. Asta nu mai a din partea Doar el vreau să știu. Bine. Ce trebuia să-mi spună. Bine. Îmi promiți că asculti în liniște? Încerc. Bine. Se pare că a fost ideea băieților. Care băieți? Security. De fapt, nu știu dacă a fost ideea lor sau nu, nici nu mai contează. Cert e că într-o bună dimineață, Așa. mă rog, e un fel de a spune, într-o bună dimineață, și eu și Bogdan ne-am trezit pe birou cu, cu un plic cu fotografii eu cu un DVD, el cu două. Um, da. În plicul pe care l-am primit eu, Bogdan te călărea oh. cu o eleganță pe care n-am întâlnit-o mm. decât la mari jochei de la Royal Ascot mm. Great Britain. În dvd lui, eu îmi dădeam măsura într-o partidă de sex de zile mari. Cu cine? Cu Mariana. Care Mariana? în care Maria? Nevasta lui Bogdan, prietena ta cea mai bună. Așa că astăzi când Bogdan a adus discuția despre partaj, nu știam din ce postură vorbește. Cea de prieten din copilărie sau de campion la echitație. Oh. Ce ai pățit? Mona, bona, bona. Mona, Mona. Mona, Mona. Ce cu tine? Nu ți-e bine? Nu, e perfect, totul e perfect. Nu știu dacă m-ai putut urmări cu atenție. să o iau de la început? Nu, ți-am sorbit fiecare cuvințel. Hai, hai să nu spui că nu știi. Știai, nu? Nu. Deci nu ți-a spus nimic, Mariană? Nu. Nici Bogdan? Nu. Foarte urât din partea lor? Nu. Sunt la 112? Nu. A, să-l pe Bogdan. Nu, crezi că ar fi mai potrivit un păhărel de coniac. Păhărel de coniac? Din ăla bun, dar tău. Mai bine ia sticla. Să bem pentru prietenie, prieten drag. Pentru tine. Da. Pentru mine. Da. Pentru Mariana. Da. Pentru Bogdan Mai dă Sara, dragi prieteni, ne întrerupem programul nostru obișnuit, pentru că avem o veste mare Uriașă. pentru dumneavoastră. Colosale. Vă rog să ne scuzați emoțiile care sunt inerente într-un moment ca asta. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi și sunteți în momentul ăsta și ne ascultați. Da. Ce să vă spun? Haideți să fac o introducere. Noi la birou, la noi avem un perete plin cu diplome, cu distinții de pe da, care le-am de, arun... da, le de, 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 adunat de-a lungul de anului acum. Noi ne întoarcem de la festivitatea de premiere, unde am primit pentru prima oară trofeul omul Anul anului. E adevărat, îl primim <laughs> pentru prima dată, dar n-am putea spune că nu-l merităm, chiar din contră. <laughs> da. da. Despre ce să vă vorbesc în momentele astea, despre greutățile peste care am trecut o, împreună, Doamne, că -au fost. despre mizeriile, mizeriile pe da, care a trebuit să le înghițim, iată cum gândim, la nu fel să povestim, și dumneavoastră, exact. În aceeași... exact, pe altceva aș vrea să pun accent în aceste momente și să vă vorbesc, mi așa el, da, despre sigur. două persoane extrem de importante în viața noastră, este vorba de soția mea Mariana și soția mea Mona, bănuiesc Mona. la ea te referi. Mona. Ce șansă am avut să avem lângă noi două femei de calitatea lor. Da, de calibrul lor. De calibrul lor. Nu una, două. Da, despre asta aș vrea să vă vorbesc, dar mai ales despre prietenie. Prietenie da, despre... și onoare. <laughs> și onoare, onoare. Atât, atât a fost din partea mea. Încă o dată vă rog să-mi iertați emoțiile. Am să-i dau cuvântul colegului, partenerului meu... Ce prietenul dumneavoastră din Eter Dorel Da, eu Pentru uh, că uh, și prietenul dumneavoastră din Eter Al doilea prieten <gântu -i> Bogdan A punctat uh, Cam ce era E punctat Mă văd nevoit uh, să vă Nu știu, împărtășesc uh, Doar ceva foarte, foarte, foarte Foarte intim Am să vă spun Ce mi-a spus mie tata tatăl tău? Tatăl meu. Ce ți-a spus? ne mi am Mircică. Domnul Mircea Predescu. Da, noi îi spuneam ne mi când era ce Ne-a mi Mircică lăsat da. pe Dorel, Ne-a mi Mircică da. ne-a mi ne mi pentru, 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 pentru uh, intim. Uh, domnul Predescu. <laughs> da, film. Uh, uh, mi-a spus la un moment dat într-o restriște a vieții mele. Mi-a spus ce a spus Polonius lui Laertes. Ce nu, nu, zic, zice ce a zis nemici că lasă-i pe ăștia acum. este tatăl lui și a lui Laertes, Ofelii da. lui Hamlet. Dar hai, știu unic. cine e Hamlet, nu cred că e cineva care ne ascultă în momentul ăsta care să nu știe da. cine e Hamlet. Cine da. e Hamlet? <lum> da. Mă rog, este tatăl Ofeliei și a lui Ofelia, Ofelia, este iubita lui Hamlet, din piesa cu același nume, Hamlet, prin Zaldan Merci. <grijinilor> Tatăl tău. Deci, da, mă rog, ce spune tata uh, Și uh, el, la un moment dat, în finalul actului, unul din acte nu mai contează, uh, îi spune, îl ia pe la spiului fiul și se uită în ochii lui, scrie în text, în ochii lui, se uită în ochii lui și îi spune. This, above all to thine own self, be true. Bitru la Ertes, adică înțelegeți, Bitru, adică la tu, la Ertes, Bitru, nu altul. Adică, la Ertes, fi cinstit cu tine însuți, fiul meu. Da. Și astfel vei putea fi cinstit și cu cei din jurul tău. Du-te, fiul meu, și uh, binecuvântarea mea să-ți urmărească, să-ți să lumineze. Să -ți, cărarea, cărarea, cărarea lumineze. să vezi pe, care, unde calci. unde asta. mergi în, cu în, sensul, în, sensul, Despre asta, despre asta am vrut să despre, vorbim noi. Mulțumim încă o dată că sunteți da, alături de noi. Despre... Onoare. 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 Omul, onoare. Anului. Om, om. Omul anului. Omul anului. Mulțumim. Mulțumim. Mulțumim! Au fost pentru dumneavoastră în direct de la Gala Omul anului, prietenii noștri din eter, Bogdan și Dorel. Ah, ce cald e? Da, cum ai vrea să fie? E sau nu? Fata Fata, mi s-au tăiat picioarele când am auzit. De ce, fată? Cum de ce, fată? Voi vă îmbârligați ca iepuri și pe mine mă lăsați ca proasta cu ochii în soare? Tu știi cum se uita doare la mine? Spune, știi cum se uita? Cum se uita? Ca la un căcat se uita. De fapt, nu ca la un căcat, ca la, la nici măcar nu te uiți. Și atunci, cum se uita? Ai uita așa se uita. Ca la un căcat se uita. Căcat. Parcă nu-l cunoști. Eu-l cunosc. Dar aflu că și tu îl cunoști la fel de bine, dacă nu cumva și mai bine decât mine. Să nu-mi spui acum că ești geloasă. Sunt revoltată, nu geloasă. Ești în divorț cu el. Abia dacă am depus actele. Era de așteptat că o să ajungeți aici. Să fie sănătos. Nu cu el am eu problemă acum. Dar cu cine ai tu o problemă acum? Cu tine am eu o problemă acum. Cu mine? Uhum. Tu ai nebulit, ce să ai cu mine? Pe nu era normal, mă fată, să vii să-mi spui? Ce? Păi nu știu ce-am găsit eu la dore, al tău, dar mie îmi place și vreau să-mi o pun puțin cu el. Nu cred că așa ar fi fost normal? Eu așa consider că ar fi hai, fost hai, hai, normal. Hai, stai, eu așa stai, stai, aș fi. Hai, expiră, în locul expiră, tău. expiră, expiră, hai. Hai, dă tot afară. Ce, ți se pare că n-am spus destul? N-ai spus esențialul. Care? Tu, când te-ai încurcat cu Bogdan. Ai scos vreun cuvânt? păi ce, dragă, e același lucru? care e diferența? Tu ești tot doamnă, A. Ah. la tine am pretenții. Și atunci tu ce ești? Eu abia mă formez, mă iau după tine, da! M-a cam stricat anturajul. Te tot formez de 13 ani și, slavă Domnului, ai depășit orice așteptare. Pe tine te iubește, doar. Va ah, nu. Ba da. Ba nu. Ba da. Ba da. Pe tine te iubesc amândoi. Da. <laughs> Dar știi ceva? Ce? Mie îmi pare bine. Că ce? Asta spar buboiul. Păi vezi, mai fată, măi! Da. acum știm fiecare de fiecare. Uh -huh. Poți să mă uit în ochii tăi și să spun ce gândesc. Ei. Ești o curvă. Ah, ia ascultă. Eu am foarte mult umor. Mi-ești foarte dragă. Numai că pot să-ți și una peste bot. Ai dreptate, n-am camiuțit și nu e bine eu nu spun că e bine, numai că nu sunt dispusă să înghit mizeriile tale, clar? Foarte clar. clar. Bun. Hai, vină cu aceea, hai mă, fată mă, hai mă, fată, fată mă stăpânește te da? da? Nu lăsa pe cel din fața ta să vadă ce simți și ce gândești. Încerc, credem, mă că încerc și de cele mai multe ori îmi iese. Stai, 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 stai. Numai că nu, nu pot, nu pot, <fie> în fața ta, nu pot, mă ia gura pe dinainte și spun absolut ce gândesc. Înțelegi de ce am atâta nevoie de Bogdan al tău? Ah, Stai! Te iubește? Da, nu, nu mă iubește Pe tine te iubesc amândoi. Bă, nu. Oh, fată, 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 fată. Ce mai e fată, 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 fată? Nu știu, am impresia că sunt la o răscuruce și apar, n-am încotro să o iau. Tu ai încredere în mine? Am. Atunci lasă-mă să te ajut. Pe -ai? Asta și vreau să fac. Dar te mm -hmm. rog din suflet să-ți cont de un singur lucru. Îl iubesc pe Bogdan. Așa. Nu i-am cerut și nici nu o să-i cer să divorțeze. Eu mă mulțumesc cu ce-mi dă. Așa. Dar puținul ăla pe care mi-l dă e foarte important pentru mine. Dar ce îți dă? Îmi dă un pic de sufletel, atât, un pic. Poți? Un pic din sufletel, atât. <laughs> <Ce>? Sufletel? <laughs> da. <laughs> <laughs> sufletel! Ceea ce numești tu sufletel! E moale! N-are consistență! Suflet Spune-i mai bine plastilină. Tu nu-l iubești pe Bogdan? Ba da, îl iubesc Și atunci dar... cum vine asta, plastilina ah, asta? Ascultă bine la mine ce-ți spun acum Noi femeile suntem niște ființe foarte ciudate Foarte, foarte ciudate Noi iubim bărbații plini de calități Măi, dar nu știu cum noi se face Că iubim și mai mult pe ăia fără nicio calitate Toți Ambuscații ăștia toți, handicapații ăștia nu trăiesc decât din grija și din atenția noastră. Dar de ce? Foarte simplu. Pentru că bărbații ăștia puternici, masculii feroce da? sunt așa doar când sunt la picioarele noastre. Ai înțeles? Ah! total, asta ca să vorbești și eu elevat, înțeleg că stăm bine ca sex. A, da? Da, dar în particular e nașpa rău de tot. Hai, de ce? De unde pesimismul ăsta? Nu mai pot, fata, am obosit, mă termină dorel. E tot timpul peste mine. Mă domină de când se trezește și până adorme și crede-mă că se culcă foarte târziu. Ei, dar nu crezi totuși că am vorbit puțin cam mult? Hai să punem lucrurile în ordine, vrei? Da. Bun. Tu ai încredere în mine? Ca în mama. Mai că a murit acum 10 ani. Știu. Dar nu m-am mințit niciodată. Așa și tu. Te bucur de toată încrederea mea. Fac tot ce vrei, tot ce îmi spui, Bun. dar despre divorț, mucles. Bun. Atunci, Plecăm într-o excursie În cine? noi două Dar ce suntem, văduve? Doamne Toți ferește. patru <laughs> În Jamaica În Jamaica? Dar ce căutăm noi în Jamaica? O să fim doar noi patru da. Nu o să ne știe nimeni, da. nu o să ne vadă nimeni da. Și o să ne îndrăgostim din nou unii de alții O lună de miere În, în Jamaica seara, dragi ascultători! Bună seara, dragi prieteni! Bună seara, doamnelor și domnilor! Ne bucurăm că suntem din nou împreună, că ați răspuns ca de fiecare dată invitației noastre. Deci bine ați venit la ediția cu numărul 101 Dalmațieni! <laughs> putut. Vai. da. A emisiunii noastre Ghid nu așa? <laughs> Ghid practic pentru fericirea în doi. <laughs> împreună, în al nouălea cer. Casele dumneavoastră cu care v-ați obișnuit deja, prietenii dumneavoastră din Eter, <laughs> v-au pregătit o nouă surpriză. Cartea Împreună, în al nouălea cer, este o mizerie. Am greșit. Nu o mai citiți. Vă rog, nu o mai cumpărați. Ultimile luni ne-au schimbat Aveam ochelari de cal De fapt, nu am văzut partea reală a fericirii Jamaica ne-a trezit Hei! Hey! Hey! Am plecat pentru o lună Am stat două Nu, no, ar fi trebuit să stăm Am învățat un lucru foarte important Liniștea Pacea sufletească mm -hmm. Pace pe acest pământ Mona s-a mutat la mine o iubesc Mă iubește Bogdan s-a mutat la mine <laughs> Te <-l> iubesc <laughs> Mă iubește Hei! Eu, tu, noi Adevăratul ghid practic pentru fericirea în cuplu Cartea împreună, împreună în al 10 cer Autorii acestei cărți, acestui ghid, iubitul meu Bogdan. Nu, nu, iubitul meu Dorel. Iubita mea Mona, iubita mea Mariana. Au descoperit adevărata rețetă a fericirii. În doi, așa vedem noi lumea. Simplu. Eu, tu, noi. Fi poznaș cu el. Acceptă-i poznele. Fi fermă cu ea acceptă fermitatea și nu renunțați la contactul vizual cu partenera. Amintiți-vă că sunteți suflete pereche și nu uitați cele trei cuvinte magice. Sex, sex, sex. 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 Avantaje? De acum puteți lăsa colacul closetului acolo unde e împreună în al zecelea cer. Hei! Hey! Aveți încredere în noi! Haideți, nu mai așteptați! Curaj, haideți! Urmați-ne exemplul! Viața e frumoasă! Alo, vreau să vă spun că ascult emisiunea în fiecare zi și vă iubesc în orice combinație! La vita e bella! Hey! Ați ascultat La vita e bella de Radufe Alexandru. Distribuția a fost următoarea. Mariana Delia Nartea Mona Delia Seceleanu Bogdan Alexandru Conovaru Dorel Cristian Iacob La saxofon Ovidiu Antonescu Aranjamentul muzical, Cătălin Milea. Asistența tehnică, Monica Wilhelm și Dana Lupu. Regia de studio, Milica Creiniceanu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Inginer de sunet, Iulian Iancu. Redactor, Oana Cristea Grigorescu. Regia artistică, Vlad Cristache. Producție a Teatrului Național Radiofonic, ianuarie 2018.